Domnule Cârțu, suntem în fața unui meci extrem de important pentru Universitatea Craiova, un meci care poate salva acest sezon, finala Cupei României împotriva celor de la Astra. Dumneavoastră sunteți și jucător și antrenor care știe ce înseamnă un astfel de meci. Eu n-aș spune că neapărat că trebuie să salveze în sezon această finală de Cupa României. Tot timpul când joci o finală de Cupa României sau stimulentul ăsta de a câștiga Cupa României, indiferent că înainte ai făcut și alte rezultate pozitive și acesta reprezintă ceva maximal în cariera unui jucător. Pentru că în momentul în care te prezinți întotdeauna cu ce trofee ai, pe ce trofee ai pus mâna, ce trofee ai în panoplia ta de acasă. Deci eu în sensul ăsta văd acest meci, că trebuie să-l câștigăm, că fiecare jucător al echipei noastre este hotărât, este gândește pentru câștigarea acestui trofeu. Suntem într-adevăr favoriți, având în vedere că jucăm cu Astra, suntem favoriți ai hârtiei, dar aceasta trebuie să o dovedim și pe teren. Pentru că, ți-am spus, pentru orice echipă care ajunge în finală, cupa este un stimulent deosebit și care poate să dezvolte energii nebănuite. Mi-ați anticipat cumva următoarea întrebare legată de statutul acesta de favorită la câștigarea cupei pe care are Universitatea Craiova pe hârtie, așa cum a spus și dumneavoastră. Poate fi periculos un astfel de statut pentru jucători să poate să-i demotiveze puțin pe ei? Normal, în momentul în care ești superficial, ai o gândire superficială, clar că poți să creezi și o surpriză neplăcută. Dar ți-am spus, din punctul meu de vedere, că a fost jucător și care am câștigat acest trofeu, că a fost antrenor care am câștigat acest trofeu, momentul în care tu ajungi să joci, finala, trebuie să, să ai o stare numai motivantă. O stare motivantă, în niciun caz, de superficialitate. Ar fi un trofeu cumva special, pentru că dacă s-ar câștiga fiind cupa cu numărul 8, 8 este un număr important în istoria Universității Craiova. Da. Ar trebui să fie și acesta. Și acesta poate, pentru unii poate să fie chiar principal, având în vedere că numărul ăsta a fost purtat de Ilie Balaci. Și aș vrea din punctul ăsta de vedere o mobilizare exemplară, mai ales că toți componenții acestei echipe l-au cunoscut pe Ilie Balaci, a fost în preajma lor și au discutat și asta să fie un motiv în plus care să le creeze, ți-am spus, acea stare motivantă. Meciul de la Ploiești va fi primul meci care se va disputa și cu spectatorii în tribune după o perioadă de peste un an de zile. Cât de important va fi prezența suporterilor? În general, suporterii pentru noi au fost un atu pentru echipa noastră și eu știu ce s-a întâmplat în ultimul timp, că în ultimul an și jumate, că nu i-am avut lângă noi, într-un fel s-a și văzut, pentru că am trecut așa pe lângă niște obiective, pe lângă obiectivele majore am trecut. Și sunt convins că poate lupta pentru aceste obiective ar fi fost dusă într-un alt mod dacă spectatorii erau lângă noi, suporterii, galeria, tot ce înseamnă peluza nord, să fi fost alături de echipă, poate sigur le-ar fi dat un alt imbold
în acele meciuri.